La o mănăstire s-a făcut masă după sfânta slujbă la care lua parte tot soborul. Un călugăr străin a intrat și el în sala de mese și se ospătă cu frații. Economul mănăstirii, intrând în trapeză, l-a zărit și a spus: "Cine te-a poftit aici? Cum îndrăznești? Ieși!" Omul, sculându-se, a ieșit și ședea pe o bancă mai deoparte, dar fața lui era voioasă de parcă nimic neplăcut nu i s-ar fi întâmplat. Un călugăr a intrat în vorbă cu el și l-a întrebat: "Cum de nu te-ai mâhnit? Căci ai fost ocărât și te-au scos afară de la masă." Acela a răspuns: "Când veneam la biserică, mi-am pus în minte gândul că sunt păcătos și nevrednic ca un câine, care atunci când este alungat se duce. Când îl chemi, vine."